Încă un incident la Casa Albă. Forțele de securitate americane au reținut un bărbat care a încercat să pătrundă în reședința președintelui american. Bănuitul avea asupra sa o pungă, însă în urma investigațiilor, forțele de ordine nu au depistat nimic suspect. Incidentul s-a produs noaptea trecută. În luna septembrie anului trecut, un veteran al armatei americane a pătruns pe teritoriul Casei Albe și a reușit să ajungă până la ușa de la intrarea în reședință. Ulterior, autoritățile americane au decis să întărească măsurile de siguranță din regiune. Acestea intenționează să înlocuiască gardul din jurul instituției cu unul mai înalt de până la 5,5 metri.